mulțumesc, credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale și astăzi am să vă propun, cum mă vedeți deja, sunt foarte bucuros, vă propun să avem un dialog duhovnicesc cu un invitat de suflet al meu. Poate că e prea mult să spun asta, poate e prea mare îndrăzneala să spun, dar o zic. E unul dintre vechii prieteni de înaltă ținută duhovnicească care au stat și încă sunt la baza ridicării mele și formării mele ca preot, ca slujitor și ca și creștin de altfel. Și am reușit astăzi să-l am astăzi în studio spre marea mea bucurie și spre folosul nostru al tuturor pe Părintele Andrei Tudor, Arhimandritul, starețul Ferventului. Sărbă la Părinte, bine ați venit! Doamne ajută, bine v-am găsit. Acum am eu emoții. Sunt tare emoționat și bucuros pentru prezența Sfinției sale și am propus și dumnealui a fost de acord și m-am bucurat pentru acordul pe care și l-a dat să încercăm astăzi să vorbim despre o virtute despre care Sfinții Părinți într-adevăr ne spun că este strictă necesară pentru mântuire. Smerenia. Ce este smerenia, Părinte Andrei? Aș începe cu o afirmație a părintelui Arsenie Papacioc, care spunea totul smerenia, adică totul numai cu smerenie, fără smerenie nimic. Și mereu fac referire la cuvintele Mântuitorului, care spune: învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Cum să învățăm noi de la Mântuitorul smerenia? Este simplu, citind Noul Testament. Pentru că viața Mântuitorului este actul cel mai înalt de smerenie pe care omenirea l-a avut vreodată. Pornind de la faptul că Fiul lui Dumnezeu se coboară în cea mai smerită, cea mai săracă formă, neavând loc pentru naștere, este găzduit de peșteră, este alungat, de fapt trebuie să fugă, să scape viața prin Egipt și n-a mers cu avionul. A A? mers cu Dar cu ce? Cămil, cu Măgaru, așa, cu Așa. asinul, și trecând prin diferite pericole și greutăți, pentru că pustiul nu este cum este la noi, Prietenos și un drum amenajat, așa, un cu praf, cu vânt, cu stânci, cu pericole, animale. pericole de tot felul. Privegind prin Egipt, revenind, întorcându-se, și ne spune Sfânta Scriptură că le era supus părinților, lucrând alături de Iosif, bătrânul Iosif, alături de care a învățat în pălărie. Ne aducem aminte odată cu ieșirea la propovăduire în fața Sfântului Ioan Botezătorul, când Sfântul Ioan Botezătorul l-a recunoscut că este Mesia și Mântuitorul l-a îndemnat să-l boteze, lasă acum că așa trebuie să primi toată dreptatea. Ce a făcut Mântuitorul după ce a pornit propovăduirea, a învățat oamenii, a vindecat, a făcut minuni. Cum i-au răspuns oamenii? Cu Cu pici, acuze că este cu domnul demonilor, scoate pe demon, plecat dintr-o cetate în alta, când a vindecat izgonit. demonizația, a fost izgonit. Și în momentul în care a încercat să le spună iudeilor despre greșelile pe care le fac, au luat pietre și au aruncat după el. Atunci a supărat mult, Și da. surprinde foarte frumos Sfânta Evanghelie momentul în care Mântuitorul, trecând prin mijlocul lor, s-a dus. Nu a ripostat. Să mai vorbim de patim? Atât Este suprem, deci. cutremurător și iată, ne apropiem acum peste o săptămână de săptămâna patimilor și permanent mă gândesc săptămâna aceasta că Mântuitorul a pătimit pentru mine și pătimește pentru mine. Asta ar Nu, trebui să gândim cu toții la fel. când facem afirmația că pentru noi, asumarea jertfei Mântuitorului parcă e mai Disipată, diluată. Știți, da. mi-aduc aminte din copilărie că am pus să ochim un bec, inconștient, din copilărie, și am dat cu bulgări. Și a ieșit domnul director al școlii și ne-a văzut că au văzut că zboară bulgării, n-a știut cine. Și la un moment dat a zis: cine a aruncat să iasă în față? Am ieșit, primul.
cine a mai dat? Zic, nu știu, știam, dar nu puteam să spun că mă supăram colegii. Și la un moment, mă simțeam singur și vinovat acolo, dar la un moment dat a mai apărut unul. Și m-am simțit foarte bine când a mai apărut unul. Și atunci, raportându-mă la lucrurile acestea, îmi dau seama, când analizăm lucrurile în comunitate, atunci este diluată pocăința și smerenia. De aceea recomand, și eu mă gândesc la fel, că Mântuitorul a pătimit pentru mine, pentru păcatele mele. Câtă umilință, câtă durere, câtă jertfă. Și a făcut-o de bună voie din iubire față de om. Că dacă pornim să analizăm jertfa Mântuitorului pe cruce, trebuie să pornim la greșeala lui Adam. Și mulți spun pe care că nu asumăm. Da, păi și noi greșim acum, nu? Da. Dar greșeala lui Adam nu a fost mâncarea din pom, cum crede majoritatea oamenilor, ci ideea de Dumnezeu. Pentru că șarpele a spus femeii, ci că nu e adevărat că veți muri, ci se vor deschide ochii, veți cunoaște binele și rău și veți fi ca Dumnezeu. Acolo de fapt, lucrul acesta a tentat-o pe Eva și apoi pe Adam. Dar greșeala a continuat apoi, pentru că Dumnezeu poate l-ar fi iertat pe Adam și pe Eva, dar nu dacă și-ar fi cerut iertare. Dar de așa erau atinși de mândrie, mândria care este opusul smereniei, și au negat, s-au dezvinovățit și au dat vina unii pe alții. Femeia pe care tu mi-ai dat-o, șarpele mea. Și astfel, Adam vina pe Dumnezeu. Și astfel a trebuit să vină noul Adam, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca să ne răscumpere prin smerenie. În Joia Mare noi facem spălarea picioarelor. Da, un gest și nu doar ritualic și nu doar comemorativ, numai decât. Încheierea slujbei se face cu apolisul, cel ce calea cea mai bună, smerenia ne-a arătat nouă. Deci toată viața Mântuitorului este un exemplu de smerenie pe care și noi trebuie să încercăm să-l urmăm. Pentru că smerenia stă la temelia tuturor faptelor bune. Sfântul Vasile cel Mare spune că smerenia este paznicul virtuților. Pentru că dacă avem fapte bune sau facem ceva, dar nu ne păstrăm pe linia smereniei, toate acelea nu au nicio valoare. Un alt Sfânt Părinte spunea că în iad vor fi și nevoitori, vor fi și postitori, vor fi și feciorelnici și călugări, dar nu vor fi niciun smerit. Vedeți, smerenia este condiția de bază de salvare a omului pentru împărăția lui Dumnezeu. Precum, mântuire, până la urmă, asta înseamnă salvare. Precum în rai nu vor fi nu poate să intre decât omul smerit. Nu poate să intre omul mândru. Cheie a mântuirii. Opus al mândriei. Act suprem mărturisit și ilustrat prin însăși viața sa de către Mântuitorul Hristos. Se poate, deci, trăi fără smerenie? Am putea spune că se poate oare trăi? Din ce spuneți? E clar că dacă nu trăiești și nu guști smerenia, s-ar putea să nu existi, de fapt. Să nu trăiești. Aș putea să spun altceva. Fără smerenie trăiești nefericit încă de aici. Și nefericirea te așteaptă și dincolo. Și haideți să ne raportăm la greutățile pe care le întâmpină omul în viața de zi cu zi. Dacă Mântuitorul s-ar fi născut într-un palat împărătesc, ar fi trăit bine, în case cu lux. Cum a și fost, de fapt, magii când au venit, ei se așteptau să îl găsească în casă de împărat. De asta s-au dus la Ierusalim. Atunci, nu ar fi avut valoare cuvintele Mântuitorului: în viață necazuri veți avea, dar îndrăzniți-vă în birui lumea. Cu ce? Cu smerenie. Și atunci, noi când ne uităm la viața noastră, care de obicei ne amăgim căutând fericirea aici pe pământ, avem diferite idei despre fericire și de asta căutând-o în diferite plăceri, în diferite lucruri pe care le agonisim, noi deviem de la adevărata fericire, care nu este aici pe pământ, ci o pregătim prin viața de aici de pe pământ.
și o pregustăm până la urmă din ostenea la pregătiri. Da. Și atunci ce face omul când dă de necazuri? Își caută repede să scape de ele. Părintele Arsenie spunea, nu se poate mântuire fără cruce. Și ce este crucea? Tot dânsul întreba. Sărac ce nu-ți convine. Încercările din viață, care vin diverse, începând cu lupta pentru existență, pentru a, mă refer la oamenii din lume, pentru a-și câștiga existența familiei, cu încercările, cu bolile, cu necazurile, cu supărările care vin peste el. Omul credincios le îndură și le duce cu nădejdea că Dumnezeu știe de ele și cere ajutorul și nu se deznădăjduiește. Ce face omul că puțin credincios, care vrea cu orice chip să scape și repede și să nu sufere nimic? Nu și să. Ajunge să cărtească în fața lui Dumnezeu. Acum sunteți preot de mir și haideți să ne raportăm la un lucru care la noi, la credincioșii noștri, este un moment dureros, despărțirea de cineva drag, la moartea Moartea față cuiva, de cel tot asta drag. cuiva, da. Știm cu toții că fără credința în viața veșnică, nu, credința noastră este deșartă. Fără să mărturisim și Să viața credem în de viața de dincolo. Însă, în momentul în care ne pleacă cineva drag, suferința parcă întrece limitele pe care ar trebui pentru să că le avem o avem. perspectivă asupra morții ușor greșită, pentru că uităm că știm că De există viața de dincolo. drumul nostru de acolo. Omul smerit acceptă. Și mi-a rămas pentru mine un exemplu frumos de raportare la moarte, când un seminarist de la Tulcea a venit la mănăstire la Dervent. De fapt, erau doi seminariști, au mers să facă baie la Dunăre, iar unul n-a mai ieșit. Ștefan îl cheamă, un băiat bun, liniștit, îl spovedise în ziua de Sfântă Marie și după amiază a mers la Dunăre și s-a necat. Mi-era groază să vină mama dânsului să mă întâlnesc cu ea. Am văzut-o că a intrat pe poarta mănăstirii și m-am dus, mă așteptam să mă ia la bătaie, să se manifeste Da, în în altfel. fel și în chip. S-a apropiat, clătina din cap și plângea și a zis, nu-mi pare rău că l-a luat Dumnezeu, că știu că era băiat bun, dar mi-e tare greu. Exemplul acesta, ca o mamă care să-și poată Asumă. accepta această Teribil. mare pierdere, era cel mai bine, învăța cel mai bine băiatul dânsei, m-a impresionat. Mă duceți repede cu mintea la. Ca mi-ați spus de greutatea momentului păstorului când vine fiul sau fiica răposatului și spune: De ce, părinte? Și nu odată am trecut prin aceste lucruri, cel puțin la începutul preoției, atunci mi-era puțin mai greu. Și, după cum bine știți, la începutul preoției mă spovedeam la părintele Asenie. Și îi spuneam, părinte, ce fac? Ce să le spun? Caut să le dau cuvinte de bărbat tare, că a murit spovednic, a fost împărtășit, că știți bine că a avut o viață bună și plăcută lui Dumnezeu. Avem nădejde că el a loc de odihnă, așa cum ne-am și rugat împreună. Îi mărturiseam părintelui toate acestea. Și părintele, cum știți, zâmbitor așa și părintește. Ei, tată, eu nu le spun multe. Eu le spun doar atât. Dumnezeu are grijă să-l ia pe om când are cele mai mari șanse de mântuire. Și, Doamne, parcă s-a făcut lumină în mintea mea. Și, într-adevăr, iată, vedem și în trasna iubirea lui Dumnezeu pentru om. Pentru că a avut, după cum ați și spus de altfel, a găsit și la acest tânăr Ștefan cele mai mari șanse de mântuirea lui. Fusese doar spovedit și împărtășit. Împărtășit dimineața. Vedeți, este smerenie și să accepti voia lui Dumnezeu care vine peste tine. Uneori
cu greutățile care sunt în viață. Da, Bolile, bolile, neajunsurile, necazurile, chiar neîmplinirile. și tulburările celor din jur. Și ne este dat de multe ori ca omul să vină să-și caute dreptate Da. și chiar să Și găsește ceară un preot dreptate. judecător. Oare Mântuitorul pe cruce era pe dreptate? Nu ne este, adică nu ne simțim rușinați de jertfa Mântuitorului care face pentru noi pe nedrept, fără de păcat. Doar ce spuseți în Joia Mare, că dacă ar fi fost, dacă ar fi vrut, ar fi cerut 12 legiuni de îngeri să... Și nu pot să vă mărturisesc caz concret, dar om care a venit așa supărat că avea dreptate, a murit cu familia în 40 de zile unul după celălalt. Cerând dreptate, bineînțeles, noi nu ne-am rugat pentru asta, respingem Nu, orice normal, încercare de clar, așa nu. ceva. Și Dar le celor spun, judecat. dar dacă cer dreptate pentru celălalt, Dumnezeu face dreptate și cu Dacă tu tine, asta dacă ceri, asta ești face corect. Dumnezeu. Dar Dumnezeu poate să facă dreptate iertându-l și pe celălalt de greșeală, dacă îi pare rău și se Acelea, pocăiește, da. dar și ție să-ți dăruiască în schimbul nedreptății pe care ai suferit-o darurile sale. Dacă suferi. Dacă suferi Dar poți acea... să nu suferi, Dacă nu suferi, dacă e o da. nedreptate tot, că Da. suferința poate să fie că am pornit ideea și n-am terminat-o, din mândrie. Dar Părintele Arsenie spunea că în raz de o nedreptate, rămâne cerul dator la tine. Și continua dânsul, nu știi când vei avea nevoie și Să-ți Dumnezeu îți răscumpere răscumpere acea nedreptate. nedreptate ce ți-a făcut, da. Pentru că, de fapt, smerenia este calea fericirii, v-am spus aici pe pământ. Pentru că omul mândru, ca să vorbim de opusul smereniei, este nemulțumit cu ce are, este nemulțumit de ce face celălalt, este supărat pe ce îi se întâmplă. Astfel, el nu este într-o stare de bucurie și de fericire pe care trebuie să o aibă creștinul, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, mulțumiți pururea lui Dumnezeu pentru toate. Da. Ei, nemulțumirea denotă însăși vârsta mică duhovnicească a omului. Poate odată crescând, o să ajungă să... Apoi, fără smerenie, nu ne putem cunoaște pe noi înșine. Nu ți descoperi. Pentru că nu Nu putem te să, descoperi pe păi nu tine. putem să vedem realitatea lucrurilor. Pentru că ne părtinim pe noi înșine și Și ne creăm atunci o imagine falsă chiar. falsa ceea ce este și așa ajungem nici să nu putem să ne spovedim curat, nici să ne dăm seama de păcate, nici să ne dăm seama când supărăm pe celălalt, de Ne cel de lângă îndreptățim noi. pe noi și ne îndreptățim pe celălalt. Exact opusul a ceea ce trebuie să facem, de altfel. Dar în toate acestea este nevoie de o smerenie adevărată, cum spunea Părintele Arsenie. Există și o smerenie falsă. Este o falsă, o părere de sine sau o manifestare, cum îi critica Mântuitorul pe fățarnici, cei care făceau rugăciunile lungi în piețe și la colțul uliților ca să-i O vadă cernicie lumea falsă, da? falsă. Și referitor la lucrul acesta, este un test pe care ne-l putem face singuri. Interesant. Smerenie nu înseamnă să te autodefini pe tine însuți. Da. Auzim de multe ori expresia pe mine păcătosul, ne atribuim singuri. Smerenie este vădită în momentul în care ești jignit de cineva, ești ocărât de cineva, ești nedreptățit de cineva, cum reacționezi. Și nu te superi. Și nu superi și ierți repede sau treci cu vederea ca și când nu s-a întâmplat nimic. Și nu mai ajungi, nici mai ești nevoit să ierți pentru că n-ai ce. Nu mai... Exact. De smerenie ține și o recomand mereu credincioșilor când am ocazia, întâietatea la moaște, întâietatea la miruit, întâietatea la aghiazmă, unde nu prea se acordă. Da, Asta se este. înghesuie. Asta. E total dovadă de lipsă de Și smerenie. spun mereu, harul este mai pe la ușă. Nu E aici. așa acolo, să primești, Să da? poți să-l primești. Nu, acolo de fapt apare și tulburarea, care nu prea este locul potrivit pentru a fi liniștit și smerit și nici fericit. La Derwent vin foarte mulți, da? Și se înghesuie și rupușa de la cruce, de la Sfânta Cruce.
spuneați că există falsă smerenie. După care ne-ați spus de exercițiul acesta aparent simplu pe care putem face pentru dobândirea smereniei, pentru cercetarea capacității, stadiului nostru de om smerit, dacă dăm întâietate celuilalt. Da, eu sunt presat, părinte, eu trebuie să ajung nu știu unde, zice cineva. Vedeți, și în povestirile care le-am avut în copilărie cu fata moșului și fata babei, era Da. tot un exemplu de smerenie, că la un moment dat s-a lăcomit și a luat lada mare și n-a vrut să împartă. Vedeți, erau basmele care promovau binele și astăzi mai sunt unele întâmplări că poate tot dând întâietate altor lucruri care se întâmplă în viață, au pierdut avionul care a căzut mai târziu, știți, și Da. necazul care a fost. Nu se poate să se întâmple ceva pe care noi să pierdem dacă facem o faptă bună. Pentru că lucrurile nu sunt la întâmplare, ci sunt rânduite de Chiar dacă Dumnezeu. întârzi pentru sacrificiul tău de a te fi smerit, are Dumnezeu grijă să nu fii tu perdantul întârzierii. Și mai ales când e să ajut pe cineva. De Da. multe ori ne scuzăm. Ne scuzăm că n-am timp, că n-am putut, că n-avem. Și lucrul acesta nu ne ajută. Că nu Da. pierdem, noi nu suntem oportuniști. Dumnezeu nu stă dacă n-ai ajuns la linia finală, la timp, ai pierdut. Sau am Nu. putea fi niște oportuniști, duhovnicește vorbind, să stăm să vânăm orice oportunitate pe care Dumnezeu ne-o Eu scoate în iveală de a face o faptă bună, de a la da, atunci am fi oportuniști într-un sens bun. Mă iertați că am forțat puțin nota, da? dar cum pierdem timpul? Prin păcat. Cum Da, îl da, da. câștigăm? Prin rugăciune. Ce te oprește să zici o rugăciune stând și în trafic, în mașină, uneori blocat? Da. Sau să zici, Doamne, ajută-mă să aibă răbdare cei de acolo și să mă ajute să nu se supere, să... Vedeți, Să te rogi și pentru. indiferența sau față de cel de lângă este păcat. Dar atunci când toate sunt legate cu rugăciune și cer iertare, lucrurile sunt de înțeles. Și vezi cum Dumnezeu lucrează pentru că e cerut rugându-te. Ești lui după aceea cum s-a rezolvat și problema cu cel care era nerăbdător cu tine, cu cel la care te duceai și anticipai tu că s-ar putea să nu te primească el foarte bine, dar dacă te-ai dus cu nădejde și te-ai rugat și cu smerenie, îl vezi schimbat. De fapt, smerenia trebuie să ne pună mereu pe poziția aceea în care Dumnezeu spune, fără de mine nu puteți face nimic. Și Părintele Da. Arsenie spunea, aducea mereu și argument un canon de la Sinodul 4, care spunea, dacă cineva consideră că poate să facă ceva, anatema să fie. Deci noi nu putem să facem nimic fără ajutorul lui Dumnezeu. Nici faptele bune nu le putem. Poate aici avem o problemă cu recunoștința pe care trebuie să o avem și mulțumirea față de Aproape Dumnezeu și față de și Dumnezeu. față de noi și cei care ne-au ajutat în viață. Prin care a lucrat, de fapt, Dumnezeu pentru noi, da. Exact. Pentru că șansa noastră în viață nu a fost aleasă de noi. O spun celor care de multe ori au probleme cu țiganii. Că nu le dă că facă dreg. Noi ne-am născut români nu că am vrut noi, așa rânduie Dumnezeu. Iar ei nu au avut educație, nu au avut posibilitatea să ajungă la școală, nu au avut posibilitatea să primească o educație Și nici n-au frumoasă ales ei. și n-au ales ei lucrul ăsta. Și Părintele Arsenie spunea că crezi că e ușor să cerșești, să ajungi în poziția aia să ceri. E o poziție de smerenie. Vedeți că de multe ori noi nu cerem sfat, facem de capul nostru și greșim. Și asta e o lipsă de smerenie. Dar Nu binecuvântare. și multe lucruri pe care le facem încrezându-ne în noi. Încrezându-ne că gata, ne descurcăm, realizăm anumite lucruri și uităm să mulțumim lui Dumnezeu. Nu suntem recunoscători uneori nici părinților, nici Păi dar pentru profesorilor. ce?
Eu nici singur m-am... tuturor Eu am celor care învățat, eu m-am ne-au ajutat ridicat. să ne formăm în viață. Eu pot să spun că întâlnirea cu Părintele Arsenie a fost ceea ce mi-a dat mai Mare înainte de șansă. toate statornicia în Dervent, dar și îndrumarea spre a merge și a păstra drumul, zic eu, cel bun cât se poate, că nu-l țin corect. Sunt în luptă, Un dar exercițiu de și un exemplu de smerenie, mă rog. nu, dar vedeți și neîmplinirile, și micile păcate, și micile încercări pe care, Încercare. slăbiciuni, neîmpliniri pe care le avem, ne ajută să fim smeriți. Pentru că Da. Dumnezeu nu ne-a cerut o performanță. N-a spus, nu ne-a stabilit ca la o trecere sportivă, dar ne-a spus să respectăm regula. Și toată învățătura Sfintei Scripturi și toate poruncile sunt niște repere la care noi să tindem să ne smerim referitor la lucrul acesta, având mereu probleme cu cei care nu reușesc să-și împlinească canonul de rugăciune, rânduiala, de pravila de E rugăciune, o de fapt. problemă, da. I-am cerut sfatul părintelui și am zis: Părinte, ce fac? Le mai reduc din ea? Și a zis: Nu. Să știe că trebuie să o facă, se pare rău că n-a făcut. Poziția de smerenie. Să-și dea omul de seama de neputința sa. Pentru că nu suntem tinde spre perfecțiune, dar care vine doar când vine harul lui Dumnezeu. Că fără harul lui Dumnezeu nu putem să realizăm. Nu e un câștig pentru mușchii tăi, ci un dar de la Dumnezeu până la urmă. Un ajutor care vine de sus și nu Nemeritat, ci venit doar din dragoste. este atât de cutremurătoare cuvintele Scripturii, că Dumnezeu celor mândri le Le stă stă împotrivă. împotrivă. Ce poate fi mai rău ca să stea Dumnezeu împotrivă? Adică forța cea mai mare din lume, din univers, Cine stă ție stârnește pe împotrivă. Dumnezeu ți se împotrivească, este însăși mai mândria ta. Iar celor smeriți le dă har. Este cheie. Mulțumim din suflet. Uite, nici nu știm când s-a dus timpul. Asta însemnează că am să-i smulg acum părintelui Andrei. Poate e mare îndrăzneala, dar spun așa. Promiteți-ne că mai veniți să mai vorbim, pentru că doar ne-a stârnit un pic acum părintele, ar fi avut multe cu siguranță să ne spună și atunci îndrăznim să cerem această promisiune din partea dracovioșei voastre, că mai veniți să mai vorbiți, să ne mai vorbiți, să ne mai îndulciți și astfel să ne mai ridicăm și noi. Că avem nevoie, avem cu toții nevoie de mână, de ajutor. În încheierea acestei emisiuni vă semnalez două lucruri. În primul și în primul rând, Părintele Andrei astăzi mai vorbește creștinilor în Constanța la Biserica Buna Vestire, unde păstorește Părintele Daniel Berdea. Va avea o seară duhovnicească la ora 18, o întâlnire cu creștinii din acea parohie, cărora le va vorbi despre Smerenie. smerenie. Legat tot de praznicul Bunei Vestiri ce se apropie, duminică știți bine că este acest mare praznic, una dintre bisericile Năvodarilui este închinată acestui praznic. Biserica păstorită de Părintele Andrei Salomia și Părintele Constantin Frătică, cei care ne invită deci duminică la hram și ne invită și sâmbătă seara la vecernia cu procesiune, cea la care va fi prezent și va conduce deci această slujbă înaltea Sfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Suntem deci cu toții așteptați la ora 17, sâmbătă, la Buna Vestire, iar cei din Constanța care vor să continue dialogul cu Părintele Andrei pot să meargă la Biserica Buna Vestire din Constanța. Să ne fie de folos, Doamne ajută, iubiți credincioși!